Cine este ciobanul Bucur? Ce legende stau la baza întemeierii Bucureștiului? Sunt întrebări la care veți putea găsi răspunsuri în emisiunea La Pas prin Capitală, împreună cu Maria Coman și istoricul Georgeta Filiti, duminică de la ora 18:30. Pe parcursul celor 30 de ediții din proiectul emisiunii, Maria Coman și Georgeta Filiti vă invită la Pas prin Capitală pentru o călătorie retrospectivă în toată istoria capitalei, de la momentul când această așezare era doar un târg, mai apoi prin epoca fanariotă, perioadele marcate de inițiativele urbanistice ale regilor Carol I și Ferdinand, prin vremurile dificile ale regimului comunist și până în ziua de astăzi. În ediția de duminică aflăm cum a fost fondat Bucureștiul, despre legenda ciobanului Bucur, precum și despre biserica ce-i poartă numele. Emisiunea va fi difuzată duminică de la ora 18:30. București, amprente europene, pelerini în București, La Pas prin Capitală și Locuri, istorii, gusturi sunt cele patru noi emisiuni care au intrat în grila Trinitas TV din această toamnă, în cadrul unui proiect editorial în parteneriat cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic București.